episod din Sons of the Forest, adică The Forest 2 aici. Și ideea principală care este, am mai farmat, să zic așa, puțin off-camera și am reușit să fac rost de un topor nou, să fac rost de rebreather, de lopată și de majoritatea itemelor. Ideea este că mai mult am mers prin peșteri, să zic așa, deci nu n-am făcut nimic extraordinar, adică nu a fost nevoie de nimic mai sofisticat, așa, mă concentrez puțin să fac acea scară la casă. Nu mai știu dacă în episodul trecut am terminat-o sau nu, dar o terminăm acum. Și am făcut un fel de podeț peste apa asta, care arată destul de bine. Și văd că fix o bucată mai avem nevoie. Deși am explorat acea peșteră, am găsit lopata în ea și a trebuit să merg foarte mult. Ideea este că, na, e puțin plictisitor. Adică ar fi fost foarte plictisitor pe filmare să merg atât și să explorez toate peșterile și să mă plim dintr-o parte în alta a hărții. Așa că mai degrabă, cum am făcut acum, este mult mai, cum să zic, mai drăguț. Da. Bun, o să vă arăt acum ce am găsit. Ideea este că am găsit așa, am găsit Modern Axe-ul, care este un axe mult mai bun, un shovel, cruce, care nu cred că o aveam data trecută, am găsit taser-ul, am găsit flashlight attachment-ul pentru pistol, presupun. Ideea este că nu mă lasă să-l pun, what? Adică pentru ce este mai exact? Văd că nu mă lasă pe nicio armă, probabil este pentru altă armă. Ok. Ce am mai găsit special pe aici? Cred că o să las asta pornit. Am mai găsit să vedem slingshot-ul, cred că l-am găsit în episodul anterior. Cam atât special. Rebreather-ul, plus oxygen tank și o bluză, un blazer și wetsuit, care este bun pentru apă. Rest nimic aici. Așa că, da, având în vedere chestiile pe care le-am găsit, eu zic să salvăm repede și să plecăm. O să ne ducem să deschidem, adică să deschidem, să vedem ce este în acel mormânt, care este destul de departe. Este tocmai în cealaltă parte a hărții. Ceea ce este minunat. Vom avea de mers extrem de mult și vom vedea ce este acolo. Presupun că sunteți curioși ce este acolo. V-aș arăta exact pe hartă unde am găsit toporul și restul, dar în teorie trebuie să vizitați cam toate cave-urile dacă vreți să jucați voi ca să găsiți toate astea. Altfel nu o să aveți nicio șansă. Așa că, da, acum mergem acolo la acel marker. Vom avea de mers foarte, foarte mult. Dezgropăm mortul. Vedem ce este în acel loc. Și probabil va fi un item, cel mai probabil. După care o să trebuie să venim înapoi la munți și să lutăm acele cave-uri montane. Sunt vreo 3, 4, 5, 6 din câte văd eu acum. Așa că, da, cam asta ar fi de făcut acum. Dar hai să vedem cum ajungem
în primul rând acolo și să luptăm treaba respectivă. Sunt tare curios pentru că am format destul de mult, o să zic, am deja 5 ore în joc și să zicem că e mult, adică să zicem că e mult, pentru că a trebuit să merg foarte mult, altfel n-ar fi fost atât de mult, dar murit de destul de multe ori, plus plimbat, după cum vedeți și acum. Plimbat prin pădure este exact ce îți dorești de la viață și na, mâncare și așa mai departe. În joc văd că sunt 6 zile. Două secunde să văd dacă filmează perfect. Filmează. Să nu pățesc o nefăcută. Să nu fac o nefăcută. Și... da. Aparent... aici... poate găsim keycard-ul și ar fi vreo două locații pe care le-am descoperit eu în care îți trebuie keycard-ul. Este o peșteră undeva la un punct din ala verde, dacă nu mă înșel, în care este food and supplies, așa scrie pe trapdoor, unde îți trebuie keycard-ul și mai este tocmai la început, în pădurea principală, un loc, să zic, un fel de laborator unde este și imprimanta 3D, iar acolo ai nevoie de acel card. Sunt curios ce-o fi după ușile alea, pentru că ar fi probabil povestea, gen să poți continua în poveste, pentru că altfel n-are sens altceva să fie după ușile alea. Dar da. Haideți să vedem ce Dumnezeule mare poate să fie la următorul punct. Oh my god, dar departe este. Normal aici aș fi tăiat partea asta cu mersul și aș fi dat direct acolo, dar practic nu are sens, pentru că dacă ar fi să fac asta, un episod ar avea, cred că, nici măcar 5 minute și... ar trebui să filmez oare în șir, practic, ca să pot să arăt niște content. Așa că mai bine facem niște episoade mai lungi, în care vă povestesc mai multe despre joc. Ui, aici, fix aici, este următorul trapdoor, unde ai nevoie de keycard. Și scrie pe trapdoor, food and supplies. În teorie ar trebui să fie food and supplies, atât acolo. Adică mâncare și, nu știu, rou și așa mai departe. Adică nimic foarte important. Iar aici, oare să fie aici? Nu, era o... ce se aude? Ah, ok. Era un loc mult mai diferit. Tot așa un fel de întrunire a drumurilor în care... adică de unde am luat acel ex modern sau cum Dumnezeule mare să o numi și el. Dar ne apropiem de punct și ar trebui să vedem. Sper să nu vină noaptea, este ora 5:20 în joc. Și ne apropiem acolo, să dăm un save game probabil. Știu că am o casă acolo, dacă nu mă înșel. Dar sper că mă duc bine, că altfel e grav. E foarte, foarte grav altfel. Că nu, chiar nu vreau să mă duc degeaba. Să cutreier o hartă întreagă pentru nimic. Pentru că dacă este doar lanterna iară, are un bug și se tot respawnează după ce dai load la save. Practic, adică nu se respawnează lanterna, că nu pot să iei iară, dar pot să iei tag-ul ăla și am deja vreo 3-4 tag-uri. Cred că am luat niște ramen noodles, dar nu știu de unde, sincer. Ok, putem să închidem asta ca să nu mai pipăie și
Hai să vedem. Aici să fie... Da, aici este mormântul plus save-ul nostru. O să dăm un save rapid. Rapid. New game. Am 16 save-uri deja. Da. Nu contează. Luăm lopata. Și săpăm, I guess. Mic freeze. Că doar de ce nu? Sper să nu fie crash. Nu. Este doar un mic freeze. Care încarcă contentul. Și o să ținem apăsat, I guess. Să văd că nu e bine acolo, că am dat deja de pământ. What the fuck? Dar dă crash, doamne, dă freeze, așa. Weird. Ok, hai să vedem. Ce Dumnezeule mare este aici? Aici nu pot. Aici văd că este pământ. Mă, eu o să dau aici cu lopata mult și bine. Ca să văd ce-o fi sub... sub ormanul ăsta de pământ. Hopa! Shotgun collected. Deci am găsit shotgun-ul plus GPS collector-ul. Slug. Buckshot, ok, putem să schimbăm tipul de gloanțe. Ok, o să dăm repede aici sleep. Da, a mers, super. De sleep plus save iarăși. Ok, deci am găsit shotgun-ul practic. Uite-l aici. Combine. O să-i pui ceva pe el? Nu, aparent. Flashlight-ul ăsta nu știu pentru ce AR. Dar mi-apare și mi-a armă, adică... Ok, probabil că e buguită. Superb. Pe bun, și dacă ar fi să săpăm mai mult... Văd și un... Despre ce e vorba aici? Că până acum... Ok, deci... A crescut iarba peste. Adică s-au pus frunze peste. Și nu pot să văd. Ok, niște oase. You are hungry, aia zic. Canned food. Ok, văd că este destul de mult loot. Oase. Ok. Ma. Sper să nu ratezi ceva. Deși nu cred. Cred că doar shotgun-ul e aici. Și niște bani. Văd că deja continuu lootez. Foarte interesant. Da, nu, cred că cam atâta. Așa, și acum trebuie să-i rup mufa la ala. Ia, hai să-ți rup mufa să te gătesc. Așa, hai să stai picioarele. Am aici piciorul. Bun. Și ăsta. Bun. Și o mână dacă vrei. Ha? Nu dorește. Super. O să mergem acum aici. Hai să aprindem focul. Băgăm niște frunze. Și... Hama. Nu mă lasă. Uite acum. Băgăm un picior. Mai băgăm un picior. Mai băgăm și o mână. Mai băgăm niște dolari. Pac, pac, pac. Dolari. Și... Așteptăm, practic. Asta e cu roșu, asta e cu verde, nu știu ce să însemne, sincer. Cred că care e cu verde e pun de mâncat și care e cu roșu nu. Hai să vedem ce zice de asta. Well, a dispărut piciorul. Nu e nici aici. Mai primă dată pe foc. Roleg. Nu, nu-i făcut. Ok, ăsta atunci e făcut, că e roșu. Bam, hai să vedem dacă ne dă hunger. Și dreapta jos acolo, da mă, hai că ne dă, bine. Mâna aia e făcută. Ia să vedem.
Ronțăim un pic de pe ea. Super. Așa și... Hai să vedem niște apă. Mai avem oare în sticlă? Hai să vedem. Foarte bun, da. Apă bună. Super, și carniță de mai mult. E superb. Tot ce ți-ai dorit de la viață. Bun, hai să mâncăm și asta. O să dăm un save game. Și o să trească să plecăm de aici. Nu știu, asta, da. Bun. Unde o să mergem acum? Este întrebarea. Întrebarea întrebătoare. Shotgun. Nu ne-a ajutat cu nimic. Practic. Adică avem o armă în plus. N-am folosit nici pistolul până acum. N-am folosit nici shotgun. N-am folosit nici slingshot-ul. Nici măcar o armă. Așa că prea folositor nu cred că o să fie. Dar acum o să mergem la munte. Și o să explorăm niște cave-uri. Dar nu vreau să ne mai lungim în acest episod, pentru că o să devină foarte, foarte lung, așa că... abia în episodul următor. Ăsta a fost un pic mai scurt, dar măcar v-am arătat ce se află aici și v-am explicat cum am luat restul itemelor. Așa că, până pe data viitoare, v-am lăsat și... pa, pa!